Hei, ești la Totul despre pisici! Azi îți voi spune cele mai întâlnite 10 greșeli făcute de către proprietarii de pisici, așa că fii pe fază, urmărește cu atenție și nu mai fă greșelile astea în cazul în care le faci. Să începem! Prima greșeală e una cât se poate de des întâlnită și poate cauza probleme de comportament. Și aici mă refer la adoptarea sau la cumpărarea unei pisici ce nu a fost înțărcată. Nu lua o pisică de la mămica ei mai devreme de a împlini 8 săptămâni. Chiar și așa, s-ar putea să fie prea devreme. Cel mai bine este să aștepți până când pisica a împlinit 10 săptămâni. Odată cu această vârstă, pisicile au auzul și văzul complet dezvoltate și au învățat tot ce trebuie să știe de la mămică. A doua greșeală e una cât se poate de importantă, întrucât poate costa sănătatea sau chiar viața pisicii, și e vorba de hrană. O pisică ce nu e hrănită cu mâncare de calitate va dezvolta inevitabil probleme de sănătate, de la dermatită la tot felul de carențe. Mâncarea pe care noi o consumăm iarăși nu e potrivită pentru micuțele feline, întrucât 1 la mână are prea multe condimente și 2 la mână prea multe legume sau chiar alimente toxice pentru pisică. Așa că hrănește-o cu mâncare de calitate și oferă toate mineralele și vitaminele de care are nevoie, ca cea din descriere. Pisicile noastre sunt foarte mulțumite de ea. Al treilea lucru de care vreau să vorbesc afectează iarăși sănătatea pisicuței, dar o poate afecta și pe a ta. Vorbesc despre deparazitare. Chiar dacă pisica stă doar în casă, e important să o deparazitezi intern, întrucât poate să ia paraziți, prin intermediul tău, mai precis de la încălțămintea ta. Nu știi când poți să iei vreun parazit pe talpă și să-l aduci în casă. Și cum pisicile știi și tu că umblă și își bagă nasul peste tot, poți să calce și pe urmă să-și lingă lăbuțele, astfel oferindu-i cale liberă parazitului. De la pisica la tine e doar un mic pas, așa că ai grijă de pisicuța ta, dar și de tine, și te parazitează-o. A patra greșeală frecventă pe care posesorii de pisici o fac afectează de asemenea sănătatea pisicii, dar și fericirea ei. Și mă refer la lipsa sterilizării. Această procedură nu doar că ferește pisica de unele boli fatale, cum ar fi piometru sau cancere, ci o ajută și să se relaxeze și să fie fericită, așa cum ar trebui să fie orice pisică. Unde mai pui că o scapă și de urinatul prin casă, un obicei pe care pisica sau motanul îl are când e în călduri. Am un videoclip despre sterilizare, în care vorbesc despre tot ce te-ar putea interesa în legătură cu acest subiect, chiar și de miturile pe care uneori poate suntem tentați să le credem. Îl găsești în descriere. A cincea eroare e una cât se poate de des întâlnită, dar care are și consecințe cât se poate de triste. Mulți stăpâni de pisici sunt prea leneși să cureze litiera în fiecare zi, astfel încât litiera devine foarte murdară. Prea murdară pentru o ființă care adoră curățenia, precum pisica. Dacă litiera e prea murdară, pisica poate refuza să-și facă nevoile în ea, ceea ce înseamnă că va face pe lângă sau în alte locuri, cum ar fi patul. Patul tău nu al ei, desigur. Și din nefericire, urinatul în afara litierei e cel mai răspândit motiv pentru care pisicile sunt abandonate, așa că fii un stăpân responsabil și curăță litiera pisicii tale. Oricum, pisica nu trebuie scoasă afară, așa că nu ai nicio scuză. Următoarea greșeală face diferența între o pisică fericită și una frustrată. Dacă ești stăpân de pisică, cu siguranță îți dorești ca micuța felină să aibă parte de tot ce mai bun și să ducă o viață împlinită și fericită, adică cine nu și-ar dori asta. Însă o pisică nu poate fi așa dacă nu te joci cu ea. Într-adevăr, pisicile dorm foarte mult, dar au nevoie și de joacă. Mai ales că au un instinct puternic de a vâna, iar dacă nu te joci cu ele, pisicile devin frustrate și chiar destructive. Poți să ajungă să roadă cabluri de plictiseală sau să o dea cu lucruri pe jos. Așa că joacă-te cu pisica nu e un lucru greu de făcut și e chiar amuzant. Plus că dacă faci asta, te va iubi și mai mult. Următorul lucru e mai puțin evident și ca urmare e foarte probabil să nu-l realizezi. Greutatea în exces provoacă și la pisici boli grave, precum diabet sau boli de inimă. Dacă la oameni e mai ușor de gestionat diabetul, la pisici nu e chiar atât de simplu. Trebuie să-i dai injecții de câteva ori pe zi, ceea ce înseamnă că trebuie să fii mereu în preajma ei. Plus că vizitele mai dese la medic te vor ușura de câțiva bani pe care cu siguranță nu ai vrea să-i dai. Dar din fericire, e foarte ușor să previi problema. Ai grijă la ce îi dai pisicii să mănânce, dar și la cât îi dai. Hai, știu că e greu să reziști mionatului incredibil de scump atunci când cerșește mâncare, dar trebuie să fii puternică. Nu uita, face asta pentru sănătatea pisicii tale și spune-i și ei, poate va înțelege. Ai mâncat! Ba da! Sau poate că nu, dar hai să trecem mai departe și să vorbim de ultimele 3. Următoarea greșeală o poate costa chiar viața pe pisica ta. Și da, știu că e frecvent întâlnită, cel puțin la noi. E poate nevoie de o schimbare de mentalitate, căci o pisică lăsată afară, nesupravegheată, poate fi rănită foarte ușor sau chiar să-și piardă viața. Asta pentru că sunt pericole la tot pasul, de la câini la mașini sau chiar și la oameni. Dacă ții la pisica ta, ai grijă de ea și ține-o în casă.
Următorul aspect nu cred că e foarte întâlnit la noi, cel puțin așa sper. Și vorbesc de obiceiul cât se poate de crud, prin care pisicile au gheruțele îndepărtate, obicei care le lasă atât fără niciun mijloc de apărare, cât și fără o parte din degete. În plus, pot să aibă pe urmă probleme cu mersul și chiar și cu mersul la litieră, întrucât lăbuțele vor deveni foarte sensibile. Practic, micuța felină va fi chinuită. Știu că ascuțitul ghearelor poate deteriora mobila, dar dacă asta te deranjează atât de mult, atunci nu lua o pisică, e mai bine așa. Plus că există soluții ca să previzi zgâriatul canapelei, cum ar fi acest ansamblu de zgâriat, de care noi suntem foarte mulțumiți. Practic, de când l-am luat, Marcel nu-și mai ascute deloc gheruțele în colțar. Găsești un link în descriere și către el. Și hai să vorbim de ultima greșeală la care m-am gândit și, desigur, dacă îți vin în minte și altele, scrie-mi în comentarii. Ultima greșeală poate afecta din nou fericirea pisicii tale. Mulți stăpâni de pisici sunt foarte ocupați. De, așa e viața în zilele noastre. Și nu petrec suficient timp cu pisica. Pisicile nu sunt atât de independente pe cum se crede și au nevoie de afecțiune din partea noastră. Chiar dacă vii obosit de la serviciu, acordă-i în fiecare zi câteva minute din timpul tău. Asta ca să fie fericită. Și dacă vrei să nu mai fie atât de singură ziua, poți să iei un companion felin. Nu te stresa că nu știi cum să le faci cunoștință, pentru că avem un videoclip în care îți explicăm toți pașii. Uită-te în continuare la el sau la celălalt videoclip de pe ecran. Ne vedem data viitoare!